După un scandal monstru care a acaparat primele pagini ale ziarelor locale, dar și naționale, firma de salubrizare Floricola își va relua activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere în municipiul Orșova, odată cu data de 20 martie. Activitatea se va desfășura conform graficului anexat la contractul de prestare a Serviciului Public de Salubritate, încheiat de către primărie cu Floricola. În comunicatul de presă remis de Floricola se mai arată și faptul că valabilitatea contractului numărul 10/2006 de salubrizare în municipiul Orșova este în vigoare, activitatea desfășurându-se conform clauzelor contractuale. Litigiile între operator și Consiliul Local Orșova se soluționează numai de către instanța de contencios administrativ. Aceeași situație este valabilă și pentru contractul numărul 41/2006 de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Orșova. Se mai arată în comunicatul de presă remis de SC Floricola. Societatea Floricola nu a mai colectat deșeurile din data de 17 ianuarie 2017, în urma refuzului Consiliului Local Orșova de a revizui prețul pentru acest serviciu după introducerea unei noi taxe de depozitare a deșeurilor la gropile ecologice.